Marea Britanie va acorda un nou sprijin financiar Ucrainei în valoare de 300 de milioane de lire sterline. Anunțul a fost făcut de către premierul britanic Boris Johnson în cadrul unei alocuțiuni în fața Parlamentului Ucrainei. We will carry on supplying Ukraine alongside your other friends with weapons, with funding and humanitarian aid until we have achieved our long-term goal, which must be so to fortify Ukraine that no one will ever dare attack you again. Vom continua să ajutăm Ucraina cu arme din punct de vedere financiar și umanitar până ne vom atinge obiectivul pe termen lung, care trebuie să fie întărirea Ucrainei, astfel că nimeni să nu mai îndrăznească să atace din nou. Premierul britanic Boris Johnson anunță un nou ajutor militar acordat Ucrainei în valoare de 300 milioane de lire sterline. Pachetul va include radare, drone și aparate pentru vedere nocturnă. Nu este pentru prima oară când Londra ajută Ucraina. Recent, oficialii englezi au deblocat un ajutor în valoare de 450 milioane de lire sterline, mai ales că premierul Marii Britanii e convins că Ucraina va câștiga. I have one message for you today. Ukraine will win.